Pur și simplu nu o mai suport. Uitați buba. Of. Ia joacă-o pe asta, băi. Cea mai genială piesă din lumea. De ce încerci tu să mă transform pe mine în vlog? În sfârșit a venit ziua cea mare. Ziua în care scăpăm de culoarea asta basic din cap, pe care pur și simplu nu o mai suport. Nu că nu mi-ar place culoarea mea naturală din păr, însă mereu vreau lucruri noi, mereu vreau schimbări, mereu vreau să trăiesc mai interesant și mai diferit. Așa că astăzi mergem să ne vopsim și stați până la final, că vreau să vedeți ce nebunie îmi fac în cap, că nu e chiar o culoare. Te pop, ce faci, te pop, te pop. Am și o rugăminte, rămâneți până la final pentru că aveți foarte multe de văzut. Dar înainte de a continua videoclipul, vreau să mulțumesc mult sponsorului CyberGhost VPN. Internetul are beneficii diferite în funcție de țară. Spre exemplu, noi nu avem atâtea filme pe Netflix cum au americanii. Sau poate avem tarife mult mai mari când vine vorba de abonamente. Sau ducem lipsă de platforme de streaming precum Hulu, Amazon Prime, Disney Plus și multe altele. Cu CyberGhost VPN nu-ți mai trebuie bilet de avion pentru a te conecta la internetul din altă țară. Pur și simplu descarci aplicația. Pe lângă asta, această aplicație îți oferă și multă securitate pentru că îți permite să-ți ascunzi adresa IP. Dacă încă nu te-am convins, folosind linkul din descriere, vei beneficia de un tarif special de 1,94 de euro pe lună, adică 84% reducere față de prețul obișnuit și 4 luni gratuite. Aceștia au o garanție de rambursare a banilor de 45 de zile și asistență 24/7, așa că este complet fără riscuri. Intră chiar acum pe linkul din descriere și descarcă CyberGhost VPN. Dau drumul la vopsit, o să ne facem o șumiță despre care am vorbit și hai să vedem cum o să iasă, că sunt foarte, foarte curios. Tocmai ce am postat un story în care v-am spus că oficial pot să vorbesc. Pentru cei ce nu știu, am fost în pauză vocală timp de 3 zile. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nu am putut să scot absolut niciun cuvânt. Cam așa arătăm în momentul de față. O să trebuiască să așteptăm un pic, dar să vedeți rezultatul final, că asta e tot ceea ce contează. Cam așa arată. Acum trebuie să ne uscăm și să vedem cum e finalul. Mulțumesc mult de domnul Alex, uitați-vă ce bombă ne-a făcut. Obișnuiți-vă cu noul look, pentru că în curând vor începe concertele și ne vom putea vedea, cânta și face poze împreună, așa că ăsta este noua turiu picat. Ia joacă-o pe asta, băi, picaților, mamă, deci fraților, am înnebunit cu părul ăsta, îmi place rău, 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 rău de tot, îi mulțumim mult de totul, Alex. Acum ne pregătim să mergem la studio, să ne întâlnim cu Alex, să facem niște treabă, pentru că urmează niște concerte bombă și vrem să vă pregătim și noi niște surprize muzicale și mai vedem ce mai facem noi pe la studio, că noi facem destul de multe lucruri când ne vedem, așa că vă iau cu mine în culisele studiourilor Golden Boy Society să vedeți și voi cum stă treaba. Oh, bine v-am regăsit. Ce zici? Cum ești? Chitit pe filmări pe d-astea. Eu și Alex vă pregătim foarte, foarte multe surprize muzicale. Vă pregătim mai surprize, am multe surprize pentru voi. Surprize, atenție. O să facem și vlogul ăla cu când o să încercăm să facem o piesă în 10 minute, nu? De ce încerci tu să mă transform pe mine în vlogger? Pentru că am o vârstă, Antonio. Nu e adevărat, nu e adevărat. Salutare, doar ce am primit 22 de ani și eu. Pistoletul s-a motobat. Mamă, uite-l pe ăsta, ce periculos e. Bine, bine. Deci Bonnie aici de față ne face cea mai genială piesă din lume. Ascultați numai cum vine. Ce faci, mă, aici, mă? Băi, deci uitați-vă la panorama asta de om care nu a știut să dea niciun semn că a venit în București. E surprise, nu știi? Ce faci, mă? Ai venit să-mi faci surpriză de ziua mea? Păi nici nu vin la ziua mea. Nu vii, bă, la ziua mea? Eu trebuie să nu vin la ziua mea. Tu vii, mă, la ziua mea? Tu chiar nu vii la ziua mea. Mi-e și rușine după ce... Ai concert. După ce a zis pe Iisus că nu vine, să zic și eu că nu vin. Clar. Nani 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 nani. Să sară în aer taraboane cum sar la concerte fane când apărem pe ecrane cu bani fițe și toane. Hugo Boss, nu Hugo Fraier, nu vreau roli, vreau un cartier. Ho ho ho, ușor, ușor, ușor.
Am venit afară să scoatem pe Hani, în cazul în care vă întrebați cum e Hani, e cam așa de bine. Cățelul ăsta pur și simplu nu are răbdare. Și acum dacă nu deschid ușa, ce faci? Te și tu aici un pup la cameră și plecăm. Hai, dacă dai un pup la cameră, plecăm. Am ieșit să-l scot pe Hani afară după o zi extrem, extrem de încărcată, deși nu am filmat absolut totul. Îl scot pe Hani după care mă apuc de niște live-uri pe TikTok și hai să vedem ce urmează în zilele următoare. Am venit la service cu mașina pentru că avem foarte, foarte multe lucruri de pus la punct, pentru că încep concertele și trebuie să avem mașina pregătită pentru drumuri lungi. De asemenea, astăzi o să aveți parte de o surpriză. Locul ăsta e foarte, foarte special și o să fac foarte, foarte multe lucruri interesante în el, așa că de aici, de la service, o să aveți parte de o mare, mare surpriză. Uitați mașinuța, uitați buba, of. Uitați-vă și voi cum am mers eu cu parbrizul de vreo 5-6 luni, numai așa, cu crăpătura asta, care bine, era mai mică, dar s-a făcut și mai mare, și mai mare, și mai mare. Am sărit vreo, cred că 10 pietre în săracul parbrizul ăsta. Și-am făcut treaba, și-am făcut treaba destul de bine. Și astăzi o să-i facem o înmormântare așa cum se cuvine, cum trebuie, dar o să vedeți, o să vedeți, o să postez și la mine pe TikTok. Guys, m-am căsăturat de mașina asta, vreau să o schimb, și așa că îi facem și noi o înmormântare cum se cuvine, așa că... Gata, s-a dus, papales. S-a dus și mașina asta, gata. Hai să o schimbăm, ne luăm Urusul de la service, că a ieșit acum din service Urus. Vă dați seama și voi că nu a luat-o razna și că a fost doar o simplă glumă, dar uitați-vă cum e parbrizul ăsta. Când o să-l arunce băieții, o să zică lumea că am fost împușcat. Tare rău senzația, acum avem mașinuța fără parbriz, schimbăm și noi, punem un parbriz fresh. Doamne, doamne, cât de frumos e parbrizul ăsta, curat, fără nicio crăpătură, fără nicio zgârietură sau puncticel, deci nu mai pot cu el. Poate pentru voi pare un lucru banal, dar mie mi-a dat o mare poftă de condus pur și simplu faptul că, mamă, deci zici că filmez pur și simplu afară, deci zici că nu am parbriz, așa de clean e. Mergem cu drag și spor către House of Beauty Clinic, acolo unde voi renunța la aparatul meu dentar după 2 ani și ceva de zile în care am purtat aparatul dentar. Zici că o să se întâmple un mare, mare eveniment, de fapt chiar se va întâmpla un mare, mare eveniment. Sunt foarte curios cum va arăta dantura mea după 2 ani și ceva și cum se vor simți dinții fără aparate și sârme și elastice și tot felul de chestii astea. Urmează să intrăm, am mare, mare, mare emoție de cum o să arăt. Sper să n-arăt ciudat, dar dacă o să arăt ciudat, îl punem la loc, ești nebun la cap. Intrăm imediat și filmăm tot. Suntem aici cu doamna doctor Monica, care astăzi se dă aparatul dar jos. Mamă, ce încântat sunt, deci nu mai pot, cred că mi-a încântat-o doamna doctor decât mine. Vrei să mă de când aștept să scap de el? Da. 2 ani. Am fost și eu un pacient mai rebel, aș putea spune. Sugerez să ascultați de doamna doctor când veniți la ea. Merită. O să vă arătăm și before and after. Yes. Atunci o să vedem diferența. Adevărat. Cât de neascultător ai fost înainte să mă cunoști pe mine. Mamă, mai neascultător am fost. Acum m-am mai cizelat un pic, doamna doctor. Deci da, o să fie bine. Hai să dăm aparatul jos. Efectiv, nu mai am aparat dentar, voi știți cum arăt, eu nu știu cum arăt așa, o să mă rezim pe seama să mor și eu. Mulțumesc doamna doctor Monica, care a avut extrem de multă răbdare cu mine. Da. Extrem, ăsta e cuvântul foarte, răbdare. Ești mulțumit? Da, nu mă uita, chiar vreau să am o reacție naturală aici pe vlog. Primul lucru pe care vreau să-l fac este să dau cu lima pe dinți, să-mi simt dinții după 2 ani. Lucioși, alunecoși. Zici că sunt dezbrăcați. Da, mai are de făcut niște lucruri. Avem, deci, că să-i tunăm. Finalul nu e acum. Acum e aliniatul, aranjatul, după care o să fie... Trebuie să-i facem... Giugiuc, hai să ne uităm în oglindă. Eu o să mă uit acum acolo și o să am prima mea reacție live. Jesus! Cine e băiatul ăsta? Bă, dar parcă am schimbat fața, nu? Nu, acum o să poți să zâmbești și tu. Mamă, că-ți pare. Eu sunt mamă, abia aștept să punem și fațetele alea nebune, să facem tot ce trebuie. House of Beauty Clinic e locul vostru, când vine vorba de dinți, e genial, e bombă, le are pe toate. Trebuie să veniți neapărat aici, cel puțin o dată, și să participați la concursurile lui Dr. Giona, că sunt cu bani grei, să moară de Alexandra.
Înainte să închei acest vlog, vreau să mulțumesc sponsorului CyberGhost VPN, fără de care nu era posibil acest vlog. La doar un click distanță puteți să vă conectați la orice internet din lume, să aveți parte de securitate online și să beneficiați de oportunitățile care nu sunt prezente pe internetul din țara voastră. Intră chiar acum pe link, beneficiază de o reducere de 84% și rămâi conectat la doar 1,94 de euro pe lună.